Prin o aplicație de constatare a contravențiilor, polițistul renunță la pix și la plombagină, rămâne doar procesul verbal care trebuie printat în mod obligatoriu conform actualelor prevederi. Vorbim despre o digitalizare a modului în care polițiștii rutieri pot constata contravențiile. Polițistul preia carte de identitate, permisul de conducere a șoferului, îi face o poză prin intermediul aplicației, ceea ce înseamnă că aplicația are capacitatea de a prelua informațiile de pe cartea de identitate. Polițistul selectează cuantumul amenzii sau, dacă consideră, aplică avertisment și, în ultimul rând, are posibilitatea și de semnătură olografă pe tabletă, practic în aplicație. Această tabletă are caracteristica de POS mobil și din momentul în care contravenientul dorește să achite pe loc contravenția cu un card bancar, de exemplu, are această posibilitate, lucru care se menționează în cuprinsul procesului verbal, se emite chitanță pe loc, iar contravenientul nu mai are bătăi de cap cu privire la comunicarea dovezii plății contravenției.